Ați mărit prețul apei, am înțeles dumneavoastră. Altă șmecherie, ca să nu spun, nici pomeneală, nu Consiliul Județean mărește și mai mult decât atât, să știți că această companie de utilități publice la care facem referire este în coordonarea noastră, dar, conform legislației, toate aceste tarife se stabilesc ținând cont de normativele în vigoare și vreau să vă spun că am și insistat pe chestia aceasta să nu avem prețuri foarte mari și la momentul acesta nu suntem, cum spune cineva care nu înțeleg de ce face, dar asta e viața. Important este, exact ce spuneam, de cârcotaș nu ducem lipsă, important este să înțeleagă lumea că să se informeze de la surse corecte, nu de la oameni care orice ar face își doresc să iasă în evidență. Suntem sătui de ăștia care au fost așa baronași, dictatorași și nu cred că mai are nevoie județul Vrancea de încă astfel de persoane care nu înțeleg că în echipă se face totul, nu în mod individual. Revenind la prețul apei, că am divagat puțin, iată. Mai repede că prețul apei este unul care este acceptabil și care se înscrie în tot ceea ce înseamnă respectările legale și nu Consiliul Județean Vrancea stabilește prețul apei, este stabilit prin ANRSC, iar toate datele sunt publice, știm foarte bine. Suntem, după Tulcea, suntem cei mai cu prețul cel mai mic. Atenție, noi am deja mărit, pentru că urmează, ceilalți trebuie să mărească conform normativelor, legislației în vigoare și o să vedeți după 1 ianuarie că Vrancea va avea cel mai mic preț. Vă mulțumesc frumos, succes, la revedere! La revedere, stimați spectatori!